Frația Dvahov și formația Zdob și Zdub au prezentat versiunea finală a piesei Trenulețul, cu care vor reprezenta Republica Moldova la concursul muzical Eurovision 2022. Ne vom strădui să reprezentăm țara la cel mai înalt nivel. Pentru aceasta ne pregătim, o să vedeți micile schimbări care s-au făcut și sper să vă placă, a spus Vitalia Dvahov la postul public de televiziune Moldova 1, unde a fost prezentată și versiunea finală a piesei Trenulețul. Pentru noi este o experiență inedită, deoarece mergem cu instrumentele la Eurovision, ne simțim onorați și este o responsabilitate destul de mare. Ne vom strădui să implicăm toată experiența noastră de o viață ca să reprezentăm țara cât mai bine, a continuat Vasilia Dvahov. Republica Moldova participă la Eurovision din anul 2005, în acel an țara noastră la fel a fost reprezentată de formația Zdob și Zdub cu piesa Bunica bate doba, clasându-se pe locul 6. Zdubii au mai participat la Eurovision în anul 2011 cu piesa So Lucky. Cea de-a 66-a ediție a concursului internațional Eurovision 2022 se va desfășura în perioada 10-14 mai 2022 la Torino, Italia.